O tragedie cumplită s-a petrecut în București, unde o tânără în vârstă de doar 22 de ani și-a găsit sfârșitul după ce a fost implicat într-un accident. Ionela se afla la intersecția dintre calea Rahovei și calea Ferentari în sectorul 5 al capitalei când a fost lovită fatal de un tramvai. Rețelele de socializare au fost împânzite cu mesaje de adio pentru o tânără care și-a pierdut viața într-o tragedie fără margini. Victima a fost prinsă sub tramvai chiar în stație. Ionela nu s-ar fi asigurat potrivit martorilor și a fost lovită de un tramvai care venea din sens opus celui din care ea coborâse. Oamenii din jur au privit neputincioși și în același timp terifiați cum fata se prăbușește la pământ. Imediat au fost alertați oamenii legii la fața locului, deplasându-se mai multe ambulanțe și echipaje de poliție. Din păcate, impactul suferit de tânără a fost mult prea violent pentru ca pentru Ionela să se mai poată face ceva, iar medicii au fost nevoiți să anunțe decesul. Mersul tramvaielor a fost restricționat în ambele sensuri de deplasare de către polițiștii din brigada rutieră. Victima, născută în județul Giurgiu, urma să își sărbătorească aniversarea de 23 de ani la doar câteva zile. Familia, colegii și prietenii toți au primit cu greu tragica veste că Ionela nu mai este printre noi. Tânăra era în floarea vârstei cu un viitor care îi se întindea la picioare, iar șocul morții sale este unul prea greu de acceptat și procesat. Mesajele de adio au curs pe paginile de socializare. Cei care au dorit să fie alături de Ionela și familia sa au condus-o pe ultimul drum pe data de 4 august.